În cazul în care intenționezi să cumperi o mașină second hand, ar fi bine să fii informat despre taxele pe care va trebui să le achiți, dar și documentele necesare pentru înmatriculare. Conform codului fiscal, cei care nu respectă măsura vor fi sancționați. În România, comerțul cu vehicule second hand aduse din țară, cum ar fi Germania sau Olanda, a devenit o activitate răspândită în cele mai multe regiuni ale țării, iar asta a atras atenția autorităților fiscale. Autoritățile fiscale au stabilit în ce condiții o persoană fizică trebuie să plătească TVA pe lângă impozit pentru vehicule vândute. În conformitate cu legislația fiscală din România, achiziționarea și vânzarea în mod regulat de mașini second hand este considerată o activitate independentă pentru care persoanele fizice trebuie să se autorizeze ca PFA. În acest context, persoanele vizate trebuie să depună declarația unică și să achite impozit pe venit, alături de contribuțiile sociale pentru pensii și sănătate în funcție de venitul obținut. În anumite cazuri, vânzătorul este de asemenea obligat să plătească TVA. Conform codului fiscal, TVA-ul trebuie achitat dacă cifra de afaceri anuală depășește 300.000 de lei. Livrările intracomunitare de mașini de transport noi sunt exceptate de la această cerință. Prin urmare, vânzătorii de mașini second hand trebuie să respecte obligațiile fiscale pentru a evita sancțiunile impuse de autorități. Aceasta include nu doar plata impozitelor și a contribuțiilor sociale, ci și respectarea regulilor clare privind TVA-ul în funcție de veniturile și tranzacțiile efectuate. Totodată, șoferii trebuie să știe că începând de anul viitor, mașinile cu volan pe partea dreaptă nu vor mai putea fi înmatriculate în România, cu excepția cazului în care perioada de tranziție dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Uniunea Europeană va fi prelungită potrivit Registrului Auto Român. În prezent, nu există nicio obligație legală de a schimba volanul pe partea stângă pentru autovehiculele deja înmatriculate în România și echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă, relatează click.ro.